Bună ziua și bine ați revenit din nou la un nou vlog pe canalul meu de YouTube Petruș de la Moroieni. Ne aflăm de data aceasta din nou în orașul Târgoviște. Este luni, este început de săptămână, așa că am început activitatea de din oraș de la Târgoviște și în drumul meu spre următoarele magazine voi sta puțin de vorbă cu voi. Aici avem sucursala companiei de apă din orașul Târgoviște, vedeți și voi. Să știți că orașul, exact cum v-am spus și în vlogul anterior, s-a dezvoltat foarte mult din foarte multe puncte de vedere și acest lucru este îmbucurător pentru cei care vizitează acest oraș și pentru locuitorii acestui oraș Târgoviște. Aici avem, mai în față avem metro, este singurul punct mare metro de aici din orașul Târgoviște. Aici vin majoritatea pentru a-și aproviziona marfă pentru magazine. Noi, din păcate, nu avem acest magazin de mercantizat metro. Avem alte magazine destul de mari. Ne vom îndrepta și noi către următorul magazin și de aceea am vrut să mai vorbesc câteva chestii cu voi de aici din oraș. Vedeți autobuze locale. Acum câțiva ani de zile aceste autobuze locale nu existau, de asta am zis că orașul chiar s-a dezvoltat foarte mult și arată chiar foarte bine și la ora aceasta. Sunt multe lucruri de vizitat și de făcut aici în orașul Târgoviște. Cu siguranță nu vă veți plictisi dacă doriți să vizitați aceste locuri frumoase și de ce nu și de la noi din comună, unde sunt o grămadă de activități frumoase de zi cu zi. Deci vedeți, orașul arată chiar foarte bine la ora aceasta. Noi mai avem ceva de mers până la următorul magazin. Astăzi să știți că ne-am pregătit și cu umbrela la noi în caz că va fi precipitat. Vedeți voi că vremea este schimbătoare de la zi la zi. Sperăm ca vara să și spună cuvântul să fie o vară minunată. Cam atât de aici. O să revin puțin mai târziu după ce voi termina magazinul. Vă doresc o zi minunată. La revedere. Am revenit din nou pe canalul meu de YouTube Petruș de la Moroieni. Iată că de data aceasta suntem în capătul celălalt al orașului și aici, după cum se va construi o nouă autogară. Deci observați și voi, chiar Târgoviștea s-a dezvoltat foarte mult. Deci vedeți, aici se construiește o nouă autogară. Suntem în partea cealaltă a orașului. Am mers kilometri buni până am ajuns astăzi de aici. Vreau să vă mulțumesc că suntem în număr mare pe canalul meu de YouTube Petruș de la Moroieni. Aici avem și sfărătoria auto. Vreau să vă mulțumesc, v-am spus că suntem în număr mare pe canalul meu de YouTube Petruș de la Moroieni și rugămintea aș avea să dați și voi un like și un share. Vedeți câte locuri frumoase sunt aici în acest oraș și foarte multe locuri frumoase, să spun așa, de la noi de acolo din Moroieni, dar cu siguranță după încheierea programului o să vă filmez și vouă mai mult de acolo ca să vedeți și voi cum arată cu adevărat o zonă de munte și câte preparate minunate avem ca să vă prezentăm și vouă. Timpul este unul destul de frumos aici în oraș la ora aceasta. Suntem aproape de Kaufland, de unde vom relua activitatea. Observăm că puțin mai sus este norat. Sper ca în următoarele ore la noi în comună să fie totul ok, să nu plouă, să spun așa. Deci vedeți, chiar s-a dezvoltat foarte mult acest oraș. Sunt locuri și locuri, dar
pe parcurs voi merge în toate, în toate locurile acești frumoase, acestui oraș și eu cu siguranță să vă arăt și vouă aceste lucruri. Ne vom relua activitatea de aici de la Kaufland și după aceea vom merge către autogară, nu autogara care v-am prezentat-o, că încă nu este gata să lucrează la ea, la cealaltă autogară. Vom merge și noi acasă și voi reveni cu mai multe detalii de acolo din zona noastră, să vedem cum va arăta când vom ajunge acasă. Sperăm ca vremea să fie una ok și acolo. Deci vedeți, ne apropiem către Kaufland. Deci ne facem treaba și la muncă destul de bine. Nu este nici foarte aglomerat la ora aceasta aici la Kaufland. Vă salut, dragilor, pe toți de aici de la Kaufland și după aceea v-am spus, voi reveni din comună de la noi cu mai multe lucruri interesante și frumoase de acolo. Un like și un share, Petruț de la Moroeni. Bună seara și bine ați revenit la un nou vlog pe canalul meu de YouTube, Petruț de la Moroeni. Astăzi ați observat și voi, atât cât mi-a permis timpul, v-am filmat și eu din orașul Târgoviște, cu toate că am avut o grămadă de activități de făcut acolo în oraș și la muncă. Iată că preț de câteva minute am putut să vă filmez și eu de acolo din oraș și cu siguranță mâine vor fi o grămadă de lucruri interesante de acolo din oraș în a vă prezenta. Dacă a fost luni, să știți că am avut foarte mult de muncă și acest lucru am fost puțin și grăbit, nu am putut să vă filmez ceea ce aveam de filmat să vă arăt, dar mâine cu siguranță îmi voi dedica mai mult timp pentru a face acest lucru și a vă arăta și vouă din orașul Târgoviște. La noi în momentul de față, acum la ora aceasta, vremea nu este una favorabilă, plouă de câteva ore bune. Ați văzut și voi astăzi când am mers la Târgoviște, am luat și umbrela cu noi ca să nu existe vreun fel de, să se întâmple să fie ploaie, să existe precipitații. Ceea ce vreau să vă spun este că în următoarele zile cu siguranță o să vă prezint cum arată camera mea în totalitate, pentru că au mai existat în zilele trecute au mai existat niște modificări aici în camera aceasta. O să mai fie câteva modificări și în zilele viitoare, dar cu siguranță când va fi totul gata, o să vă arăt și vouă acest lucru cum arată într-un final camera. Investiția pentru mine, să știți că a fost una destul de mare, dar trecem peste acest lucru. Important este că am făcut această investiție, vor mai fi investiții de făcut pentru a arăta exact cum îmi doresc eu camera aceasta, dar toate le voi face pe parcurs. Mâine mă voi gândi cu siguranță ce aș putea să vă prezint de acolo din oraș. Cu siguranță orașul arată foarte bine de la zi la zi, ați văzut și voi, chiar se fac o grămadă de investiții. Am așa în cap câteva zone în care aș putea să merg mâine, dar asta în funcție cum voi termina și eu treaba de acolo de la magazine. Dar cu siguranță o să vă filmez și vouă ceva frumos, așa că puteți să rămâneți în continuare pe canalul meu de YouTube, Petruț de la Moroeni. Weekendul acesta cu siguranță se anunță un weekend foarte, foarte frumos, cu o grămadă de lucruri frumoase. Totodată observam pe Facebook că primarul orașului Târgoviște a făcut o declarație că 1 iunie o să fie diferit față de alții ani în Târgoviște și dacă tot suntem în oraș, o să merg să vedem
despre ce este vorba, ce activități interesante va fi acolo în oraș. Așteptăm cu nerăbdare, mai ne despart doar câteva zile. Singur lucru mai nasol, să spun așa, din punct de vedere al meu, este faptul că, iată, este aproape 1 iunie și aici și în majoritatea țării plouă de câteva luni bune, aproape zi de zi, și să știți că de multe ori mi-au dat planurile peste cap din multe puncte de vedere. Deci mă scuzați, m-a sunat cineva și în timpul acesta în care filmam mi s-a oprit videoclipul, să încerc scuze pentru acest lucru și vreau să revin la ce vorbeam puțin mai devreme. De 1 iunie cu siguranță vom fi și noi acolo să vedem despre ce este vorba. Așteptăm cu nerăbdare să vină și vara aici în zona noastră, pentru că până acum să știți că vremea nu a fost una favorabilă și acest lucru cred că îl știți și voi. M-am încurcat în o grămadă de activități în care puteam să vă prezint în multe locuri. Vă dați și voi seama că nu aș putea să vă prezint locuri frumoase pe o vreme așa de nasoală cum a fost până acum. Sperăm cu luna lui iunie lucrurile să se schimbe, să avem parte de căldură și de mult soare pentru a ne bucura și noi de o vară frumoasă. Și probabil cred că într-o zi, când voi avea timp, în vara aceasta sau câteva zile de fapt, voi merge și la piscină acolo în orașul Târgoviște, pentru că sunt niște locuri foarte frumoase. Știu de anul trecut, unde te poți duce la piscină și chiar te poți relaxa foarte bine. M-am gândit să fac și alte lucruri în orașul Târgoviște, dar momentan, din păcate, după investiția făcută, nu mai este așa mare posibilitatea să fac acele lucruri. Însă pe parcurs cu siguranță le voi face și aceste lucruri. V-am spus, am investit, dar nu îmi pare rău pentru niciun ban investit, pentru că toate aceste lucruri este pentru mine. Vă voi prezenta și vouă cum arată într-un final această cameră peste doar câteva zile, când totul va fi gata. Mâine voi pleca dis de dimineață la muncă, chiar cu prima mașină, pentru a-mi termina ce am de făcut acolo și după aceea o să stau mai mult, o să-mi dedic timpul mai mult în a vă filma de acolo din oraș și cu siguranță sper că o să vă placă și vouă. Vă salut de aici din Moroieni, vă doresc o seară cât mai frumoasă, nu uitați un like și un share, Petruț de la Moroieni, chiar m-aș bucura să distribui și voi acest videoclip și probabil și videoclipurile anterioare, pentru a vedea mai multă lume cât de frumoasă este comuna noastră și pe unde mai mergem noi în viața noastră de zi cu zi. Vă doresc o seară minunată, la revedere!